Crovurile unice în țară reprezintă asul din mânecă pentru mehedinți. Drumeția prin crovuri este o experiență ce nu trebuie ratată când vizitezi partea de munte a județului Mehedinți. Pe lângă faptul că este un dar al naturii, aici puteți întâlni istorie, tradiție, dar și legende. Îmbibate de lumina soarelui și iarbă, crovurile sunt un șir de poieni plate ca un teren de fotbal. Din când în când sunt încărcate de lapiezuri. Ceea ce le face să iasă și mai mult în evidență este faptul că sunt înconjurate de creste de calcar pe culmea munților mehedinți. O altă denumire a crovurilor mehedințene este poienile de sus ale Cernei. În funcție de dimensiunea lor, aceste formațiuni karstice au fost numite polii, ovale și doline. Poliile sunt poieni de mărimi foarte mari, cum este Poiana Beletina, iar dolinele sunt cele mai înguste ca înălțime, dar foarte adânci. Punctul de plecare spre crovuri poate fi din localitatea Izverna. În crovuri nu există nicio sursă de apă, astfel se pot aproviziona cu apă de la cele două izvoare întâlnite pe traseu. Peisajele sunt pitorești, aici întâlnim cai, turme de oi, stâne, dinți de calcar ce ies din suprafața netedă a poienii. Drumeția prin crovuri este o experiență ce nu trebuie ratată când vizitați partea de munte a județului Mehedinți. Turiștii se vor alege cu o aventură de neuitat, fotografii superbe, dar și multe povești de spus mai departe.